A devenit deja o tradiție ca la final de an competițional ACS Scorpion Karate do Slatina să realizeze clasamentul sportivilor din cadrul clubului. Anul acesta, karateca slătinană a reușit să își îndeplinească toate obiectivele propuse. În premieră anul acesta avem, cred că, cel mai bun an. Din 2011 încoace, atunci am reușit să obținem medalii la campionatul mondial, dar anul acesta am reușit să obținem 3 cupe pe țară, dintre care 20 de loc întâi și un număr de medalii peste 300. Sportivii care au adus cele mai multe medalii la concursurile naționale la care au participat vor fi recompensați cu diplome și trofee în cadrul unei festivități de premiere. Anul acesta avem o surpriză, pentru că, de fapt, cam în fiecare an a fost surprize. Un singur an știu că s-a menținut clasamentul acela sportiv să câștige consecutiv 2 ani la rând locul întâi. Însă anul acesta avem o surpriză, pentru că avem 2 sportivi clasați pe locul 10, așadar vor fi 11 sportivi premiați și nu va mai fi locul întâi ocupat de același sportiv. Festivitatea de premiere, care va avea loc sâmbătă seara, va fi urmată de o petrecere la care vor lua parte toți karateca legitimați la ACS Scorpion Slatina.